România se află în valul 4 al pandemiei de COVID-19, iar autoritățile se gândesc la noi măsuri pentru a proteja populația. Vaccinarea obligatorie sau testarea săptămânală a categoriilor expuse la riscul de îmbolnăvire poate fi o soluție, susține Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății. Printre aceste categorii se numără medici, polițiști, jandarmi, pompieri sau profesori. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, nu exclude aceste soluții. Datele din Italia recente arată că o persoană vaccinată cu schemă completă, chiar în condițiile în care vorbim de varianta Delta, are un risc cu 77% mai redus să se infecteze. Această măsură, sigur, trebuie analizată, trebuie judecată extrem de atent în comisiile de etică, armonizată legislația, este o decizie care trebuie asumată la nivel înalt. Ne uităm la modelele adoptate de celelalte țări. Să ia în calcul chiar să li se interzică dreptul la muncă persoanelor care refuză vaccinarea sau testarea. Valeriu Gheorghiță spune că în următoarele luni, cei care nu sunt imunizați vor fi expuși unui risc major de îmbolnăvire, mai ales dacă vor sta în medii aglomerate. Aproape nicio persoană care nu are niciun fel de imunitate nu va scăpa fără infecție. Deci, practic, este o altă cale de imunizare, însă cu consecințe dezastroase asupra societății în general și asupra sistemului medical. Încă vorbim, de fapt, de pierdere de vieți omenești. Și astea se previn doar prin vaccinare.